bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Coming Back to Life. Astăzi o avem invitată pe Betty Blue. Buongiorno. O persoană foarte dragă sufletului meu, cu care am filmat și car vlog acum câteva săptămâni și ne-am distrat extraordinar de tare, ne-am deschis una în fața alteia. O persoană foarte, foarte modestă. În ciuda expunerii pe care a avut-o datorită tatălui, cum e? În primul rând vreau să-ți mulțumesc că m-ai invitat. Cu mare drag întotdeauna și tu mi-ești mie foarte dragă. Vreau să vin. Și când vorbesc cu tine simt că aș vorbi cu o prietenă, chiar dacă ne cunoaștem de puțin timp. Da. Mă pot deschide foarte mult în fața ta, așa simt. Pentru că e vorba de sufletul omului. Exact, și se simte asta. Cum e să fii fata lui Florin? Asta e, că asta o faci mai încolo. Cum e să-ți alegi numele ăsta Betty Blue și de unde? Da, tu știai că este titlul unui film erotic franțuzesc? L-am aflat. Eu ești atât de cuminte. Am aflat după un an și jumătate. Acum faci. Măi, într-un fel, nu e rău. M-am uitat pe YouTube. Bine, mi-a trimis cineva. Și am crezut că o să am probleme din cauza asta. Chestii cu credit, da, cu bla bla bla, cu... ok, cu... Da. Am aflat între timp că nu este, da. Numele Betty Blue l-am ales împreună cu verișoara mea, Bianca. Bănesc că nici ea nu știa de... Nu știa nimeni absolut nimic, nu. Stăteam la televizor și, nu știu... Nu port foarte mult albastru cu toate care trebuie să port. Mi se pare o culoare foarte interesantă. Dacă citești despre albastru... Spune-mi, te rog, mașina mea este albastră, culoarea mea preferată este albastrul. Se zice că este... Nu știu cum să-ți spun ca să înțelegi. Cu cuvintele tale? O culoare sfântă, nu știu. Vorbești serios? Da. De asta, mă. E ceva pur, e ceva... simplu și am consider că, bine, nu știu, mă consider o fată, o femeie simplă. Păi, și am spus că mă reprezintă Betty Blue și a rămas așa. Foarte frumos. Deci îți place numele? Foarte mult. Eu nu pot să spun tot numele, nu știu, Betty Blue, adică Betty. Betty, păi la un moment dat mi-am schimbat numele de trei ori, am fost în emisiune la Nața. Și Dani m-a luat la mișto, cum e. Normal, un pic de botez. Și la un moment dat o să rămâi doar B. Și da, ai dreptate. Păi mi-am schimbat. B. Da, prima dată lumea îmi spunea Betty Salam, pentru că îl cheamă pe tatăl meu așa, după aceea din Betty Salam, Betty Stoian, după aceea din Betty Stoian, Betty Blue, după aceea a rămas doar Betty, zic, băi, cum mă cheamă până? Dă-mi un pic mâna, invers. Tatuajul? Da. Este mama mea. Da. Mai încolo. Nu, că nu, eu nu vreau să plâng azi. Nu, așa. Dar eu plâng foarte greu, am să știi. Da? Da, și dacă plâng nu mă mai opresc. Okay. Haideți să trecem. Discutăm un pic mai încolo. Nu mai continuăm dacă plâng. Discutăm un pic mai încolo și despre tatuaj. Ești fiica lui Florin Salam și la vârsta pe care o ai tu de... 20 de ani. Multe fete ar putea să se rupă în figuri în Ibița și în cluburi și peste tot. Dar tu alegi să ai o viață modestă, o viață de familie. Cine te-a educat așa? Mama sau tata sau ambii părinți? Ambii părinți. Dezvoltă. Ambii părinți. În primul rând, din păcate, nu am avut parte de toate aceste momente alături de familia mea împreună. Mă refer la mama mea. Da. Adică ea nu a reușit să-mi dea educația în totalitate, cea pe care am avut. N-a avut timp. Da, n-am avut timp să am parte de așa ceva. În fine, nu mai contează. Dar între timp m-am autoeducat singură. L-am luat pe tatăl meu ca exemplu. Am luat părțile bune, tot ce făcea el pentru oameni, nu știu, îl vedeam... Nu am cuvânt să-ți spun. Luam ca exemplu tot ce făcea el. Și... Pentru cei care nu știu, la câți ani ai rămas fără mama ta? Păi aveam 7 ani. Doamne ferește. 7 ani aveam. Și am fost nevoită să învăț anumite lucruri singură. Știu că mătușa voastră a avut grijă de voi. Da, aproape toată familia au fost alături de noi și niciodată nu mi-a lipsit absolut nimic și mulțumesc Dumnezeu pentru chestia asta, pentru că n-am cum să mă plâng să zic că mi-a lipsit ceva. Niciodată, pentru că tatăl meu a avut grijă ca eu să am o educație bună și să am parte de tot ceea ce îmi doresc. Dar cu toate astea, niciodată nu mi-am luat un cap mai pe românește. Da. De ce? Ce ți-a explicat tatăl tău? Nu mi-a explicat absolut nimic. Am văzut comportamentul ăsta la el.
Dar credința în Dumnezeu, că, pentru că tu ai foarte multă credință și eu la fel. Cine ți-a insuflat chestia asta? Adică în momentul în care... El, tata. Tata, nu? Tata, da. Aveam discuții cu el când venea de la un eveniment și el nu dormea, că știi cum e, nu poți să dormi, abia după câteva ore te ia somnul. E, deci sâmbăta trecută am bălălăit și după eveniment 3 ore cu ochii pe tavan când nu puteam să dorm. Mă trezeam tot timpul când ajungea el acasă și mă învăța multe lucruri pe care nu știu dacă reușea cineva să mă învețe. Și între timp am văzut că am crescut și am văzut mai mult decât trebuia să văd când eram mai micuță. Și am văzut că el se poartă foarte frumos cu oamenii. Puterea exemplului, Betty. Da, adică nu știu cum să spun. Că el e bun, că e generos. Mi-a plăcut niciodată să stau pe telefon și să-mi arăt ce Adidas mi-am cumpărat. Sau mai postez și eu când plec din vacanță, normal, ca orice om. Din păcate sau din fericire, nu știm, după caz, viața asta în care noi, stilul ăsta de viață și faptul că suntem persoane publice și că suntem expuse, cere de la sine să facem aceste lucruri și cumva dacă nu te apuci să le faci și dacă nu le faci sau nu le faci la timp, publicul nu mai este atât de interesat doar de muzica ta, doar de tine, doar de... Și practic toată treaba asta cu faima și cu expusul și cu lauda de sine, care vorba aia nu suna bine, dar uite că generația care vine din spatele nostru își dorește treaba asta și se validează prin chestia asta și multă vreme nici eu nu expuneam absolut nimic, nu arătam absolut nimic, pe care mi-am dat seama, bă frate, sunt persoană publică, ori o să fac ce fac toți, ori o să fiu doar până la nivelul ăsta pentru că nu trec oamenii de zidul pe care eu îl pun. Din tot la fel, bun simț, educație și e foarte greu să faci switch de la educația pe care ți-o dau părinții și la modestie, la băi, îți deschid ușa să intri cu totul în viața mea, să vadă toată lumea ce se întâmplă cu mine în fiecare zi și este foarte obositor și nu știu câți oameni pot înțelege asta. Sunt zile în care nu ai chef să faci story-uri și nu ai chef să vorbești pentru că nu mai ai de unde să mai dai energie. Și e foarte multă depresie provocată. Păi, asta am vrut să spun. De social media, pentru că... Majoritatea artiștilor suferă de anxietate. Și tocmai din cauza asta, pentru că sunt zile în care noi nu avem chef să facem un lucru, sau mult. Vorba ta, nu avem chef să punem un story pe Instagram și la un moment dat ni se dezvoltă, nu știu, probabil ieși pe afară să bei un suc, ție, nu, pur și simplu, nu ți arde să zâmbești sau... Și ești nevoit să zâmbești. Când vine cineva la tine sau să transmiți o stare bună, că asta e de fapt da. Asta e motivul. Da, știi ce am înțeles? Că trebuie să fim, fii atentă, că sunt două moduri în care poți să tratezi situația asta. Multe din tățile în care eram obosită, ziceam, Doamne, nu mai pot, trebuie să, vai, nu pot să crești. Și apoi am spus, băi, stai puțin, cât am muncit de mult să ajung aici, să te recunoască lumea pe stradă, să te iubească lumea. Mult. Ok, păi și atunci nu trebuie să fiu recunoscătoare. În momentul ăsta mi se recunoaște munca, este o încununare a muncii mele. Și atunci mi-am dat seama din momentul ăla că, băi, sunt norocoasă și aia e. Să mai spun ceva. Când am făcut COVID, oamenii mi-au scris pe Instagram, după ce m-au criticat și au spus că am luat bani ca să spun asta și toate aberațiile de pe pământ, și la un moment dat oamenii au sărit în capul meu și mi-au spus că noi de unde ne mai luăm energie, că dacă și tu ne arăți că e greu și... Și stați-mă puțin așa, că suntem și noi oameni, ne îmbolnăvim acum, doar nu putem normal. Să... Dar am încercat să înțeleg și pe ei, pentru că practic se agață de lifestyle-ul nostru, de ceea ce avem noi, de energia noi noastră. Noi doar am avut o discuție când am filmat acel vlog. Spune tot, dă din nu tot timpul, nu ceea ce... Nu, cum e vorba aia? Nu tot ce zboară. Da, și nu tot ce zboară se mănâncă. Exact. Având în vedere că noi postăm tot timpul pe Instagram și suntem cu zâmbetul pe buze, noi în acele momente putem, nu știu, să fim foarte triști sau să avem o zi foarte proastă. Dar... E foarte mult contează cum ești tu ca om și să știi să ții energia de undeva. Aia e. Bună. Uite, eu îmi iau energia bună de la copilul meu, și de la Matias, și tu și la, fel, la fel, și toți oamenii care au copii, toți părinții, așa sunt. Iar chestia asta cu faima, acum e foarte ușor să ajungi vedetă din cauza TikTok-ului sau eu mai știu ce mai e pe
astea, social media. Da, foarte multe... foarte greu să ajungi vedetă, să ajungi cunoscut prin lucruri curate. Da, ei nu înțeleg o chestie. Trebuie să muncești foarte mult. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut și am ocazia să fiu fata cui sunt și tatăl meu, într-adevăr, mi-a deschis foarte multe uși, dar mi s-au închis și multe uși în același timp. Ție ți-ar plăcea să cânti manele vreodată? Adică știu că tatălui tău nu-i place ideea asta. N-am cum să-ți dau răspunsul ăla. Nu. Pentru că, în primul rând, vreau să spun că este foarte greu să cânti manele. Da? Sunt niște inflexiuni pe care nu oricine le poate. E foarte greu. În primul rând, e foarte greu să fii în acea lume. Și ca femeie e foarte greu. Mai ales ca femeie. Trebuie să fii cu capul pe umeri. Trebuie să fii tare tu, ca om, și să nu cazi deodată. Pentru că sunt foarte mulți oameni cu energii negative în jurul tău acolo. Și eu sunt sinceră și n-am de ce să mă vedesc. Dar sunt energiile peste tot și exact. Mai ales acolo. Mai sunt anumiți oameni. La noi nu e așa ceva. Știi? Și de asta nu am ales acest drum. Pentru că am considerat că nu este pentru mine. Eu sunt mai cumințic așa de fel, mai retrasă. Nu mă vedeam acolo, sinceră să fiu. Da. Concerte în pandemie? Am avut? Nu am avut. Nimic, nu? Dor mare de scenă? Foarte mare dor. Foarte mare dor. Am cântat ultima oară acum un an și jumătate. Pot să spun? Și într-un fel îmi pare rău pentru că nu mi-am dedicat tot ce pot eu acolo pe scenă ultima oară. Nu știai că e ultima oară înainte? Da, n-am știut. De unde să știu? N-am știut. Și îmi pare rău și tot timpul o să-mi cer scuze oamenilor care au fost acolo de față, pentru că eu așa sunt. Eu vreau să știu că oamenii au fost mulțumiți și că le-au plăcut ce au da. Făcut noi acolo. Da. Lasă că vin. O să vină soarele. Vin, dar până vin, vreau să ne cânti ceva astăzi. Da. Deci, vreau să spun ceva. Am fost răcită, n-am COVID, nu vă speriați. Și încerc să cânt. Nu, cântă foarte ok, foarte bine. Lăsați-o în pace. Când modestia, că nu... Așa cum spuneam, educația își spune cuvântul. În stânga l-avem pe Alex, în dreapta este Betty, iar eu voi fi acum un ascultător. Uite, lăsăm pe Alex un pic. Piesa asta este piesa despre care... Într-o secundă. Prima mea piesă. Așa, Alex, pe care am lansat-o, nici nu știam că fac atâtea vizualizări. Zine câte? Am, cred că 20 și ceva de milioane acum. Vai de noi, Doamne. O să vorbim despre asta și o să spun toată povestea. Bun. Fără să gândești, se poate întâmpla într-o secundă din viața ta să se schimbe totul, da, în privirea ta. Fără să gândești poți să pierzi ce mai drag într-o secundă din viața ta. Timpul nu-l poți relua să mai schimbi ceva. Ascultă, frate, e scris în acte. Puțin fac parte din înalta societate. Suntem sătui de bârfe de ochiate. Mai bine lasă vorbele și treci la fapte. Care pe care te crezi mai tare? De unul singur tu nu ai nicio valoare. Încerci să uiți de tot ce înseamnă românește și ai uitat că unde-ți mulți puterea crește. Fără să gândești ți se poate întâmpla într-o secundă din viața ta să se schimbe totul, da, în privirea ta. Fără să gândești poți să pierzi ce-i mai drag într-o secundă din viața ta. Timpul nu-l poți relua să mai schimbi ceva. Trecem peste povestea în care totul e greu și nu ai nicio scăpare.
spargem iluzii dacă vrem o schimbare. Până la urmă soarele răsare. Fără să gândești, se poate întâmpla într-o secundă din viața ta să se schimbe totul, da, în privirea ta. Fără să gândești, poți să pierzi ce-i mai drag într-o secundă din viața ta. Timpul nu-l poți relua să mai schimbi ceva. Doamnelor și... N-am mai cântat de foarte mult timp piesa asta. Am mai cântat de foarte mult timp piesa asta. Am emoții de fiecare dată când o cânt, dar nu știu de ce. Hai busus. Piesa asta a fost așa o întâmplare. Dezvoltă. Serios. Nu eram sigură dacă vreau să mă lansez în muzică. Așa. Și verișoara mea, Bianca, că iar Bianca. Vine. Ca prăutăților. Făcea canto cu Mihaela Stanciu, o pop, și îi mulțumesc pentru că ea mi-a făcut această piesă. Și m-a dus la ea. Și am stat puțin de vorbă, mi-a deschis capul, așa să spun, nu știu, adică eu nu știam ce să fac cu viața mea. Mi-a dat o direcție. Mică, da. Mi-a dat o direcție. Și am creat această piesă și am făcut un pariu, vrei să spun ce pariu? Da, normal, tot. Un pariu cu mătușa mea. Zic, mă, mai mult de 10.000 de vizualizări, nu facem o piesă asta. Eu ei, știi? Și ea, tu te mă că o să fac 1.000.000 într-o zi. Zic, ce? Păvune, nu, nu se poate, nu există așa ceva. Prima mea piesă, cum să fac eu 1.000.000, știi? Nu știu, așa a simțit ea, tot timpul când simțea ceva, așa era. Și am făcut o chestie pe care n-am să o uit niciodată. O scorțișoară, o lingură plină cu scorțișoară. O nebunie. Asta la lansări de piese, ca să știu să mă... Da, dacă o să faci 1.000.000, fii atentă că tu iei lingura asta plină cu scorțișoară. Okay, era pariu. Dacă nu faci... Aș trebui să o înghiți, gen. Da. Jesus. Veni, scorțișoara e sănătoasă. Și-am făcut 1.000.000 într-o zi. Și-ai mâncat scorțișoară. În același timp am mâncat lingura cu scorțișoară și plângeam. Pentru că nu venea să cred. Zic, erau și de fericire și de tristețe. Te ustura scorțișoara, dar... Cum să fac eu 1.000.000? Eu, no name. Vorba mine, no? No name, da. Da, totuși, nu eram un... Știi? Tatăl tău te-a ajutat în carieră? Adică ai simțit că ți-a pus pile, că a dat telefoane, nu, că... Nu, niciodată. Niciodată. Nu, n-am fost de acord cu lucrul ăsta, într-adevăr. M-a ajutat cu numele lui, pe care îl are, dar niciodată n-am fost de acord să-l sun pe el și să-i spun, auzi, sună-l și tu pe... Nu știu cine, că nu vreau tare, domnul X, să... Dar rezolve mine. Ce reacție a avut Florin când tu i-ai spus, pe tata, vreau să mă apuc de muzică? Eu cred că săracul a zis. Da, nu-i venea să creadă. Fata mea, fetița mea. Da, el nu și-a dorit ca eu să cânt. Îmi dau seama, el, a o viață destul de grea. Exact, și a zis, el mi-a spus în felul următor. Noi vorbim foarte des și foarte deschis. Eu nu mă feresc de el, el nu se ferește de mine. Și el mi-a spus, ești sigură că vrei să cânti? Și m-a întrebat, de ce vrei să cânti? Pentru că asta îmi doresc. Asta am văzut la tine. Stăteam de seară până dimineața, aveam studio în casă și stăteam pe scări așa și ascultam ce face el când a venit Goran Bregovici la noi. Eu eram acolo pe scări și ascultam și am stat până de dimineață să ascult tot ce fac ei acolo și cum lucrează ei. Eram nebunită, voiam să știu. Dar te certa vreodată? Spunea tata, du-te și culcă-te, gata. Niciodată. Nu. Mă lăsa să... Să văd, să învăț. Să iei microbul ca lumea, să țin tren sânge. Da, am spus, dacă tot îți place, ești pregătită? Cred că da, sunt pregătită. Vezi că nu e ușor, mi-a spus. Poți să încerc să te iau pe tine ca exemplu și să nu mă plâng de anumite lucruri. Dacă ar fi să, nu știu, să o iei de la capăt mâine, ai mai alege muzica? Da, categoric. Dar dacă ai ști ce înseamnă acum muzica... Că de 10 ori mai mult aș alege. Da, aleg cu sufletul, cum s-ar spune. Bun, nu vreau să te întristez și să trecem... Nu mă întristez pe mine niciodată. Niciodată? Ce vorbim aici? Niciodată, nu. Spuneai că ți-ai pierdut mama la 7 ani. Da. Zi-ne cea mai frumoasă amintire cu ea și povestește-ne un pic despre tatuaj. Având în vedere că eram foarte mică, sinceră să fiu, nu mi-aduc foarte multe amintiri. Nu mi-aduc aminte foarte multe amintiri cu ea.
Știu foarte... Noi nici nu călătoream foarte mult. Tatăl meu era plecat tot timpul. Mama era ocupată, avea grijă de el, să-i aranjeze tot timpul hainele, să... Că știi cum e să fii soție, să... E greu. E mai greu mai să fii soție decât... să fii soție, vita mea. Și doresc nici să nu fii nici e mai greu să fii mele. Soție decât să fii mamă, da, cred, consider e mai greu eu. Să fii de toate în același da, timp. E greu să fii greu. Femeie, ăsta e cuvântul. Da. Nu? Plutăm toate femeile pe această cale. Da, le pupăm. Și le aplaudăm. Și tot timpul, noi n-am avut genul chestiile astea, să stăm foarte mult împreună, sau, dar... ieșeam foarte mult cu ea, mergeam să ne cumpărăm haine împreună, mâncam împreună, prin oraș, adică tot ce făcea ea, mă lua cu ea, făceam și eu, știi? Și foarte multe n-aveam ce să vorbesc cu ea, eram foarte ei, ce mică să vorbești, și da. Ce sfaturi ce să cer, ce era să... atunci? Da, știi la ce mă gândesc, băiețelul meu are aproape 7 ani și mie, în capul meu mă gândesc zilnic la el, zic, băi, câte lucruri facem împreună, ce... Și tu îmi spui acum că la 7 ani, practic, nu-ți mai aduci mare lucru aminte. Tu îți dai seama? Nu. Și practic, ca da, părinte... e o altă generație acum. Bine, și ăștia mici își vor aduce aminte fiecare lucru în parte. Că așa vrem noi, nu? Da. Fiecare efort da. Pe care noi l-am făcut, ei îl să... Deci... vor aduce aminte cu siguranță. N-au cum. Cred că nu David are și un carnețel în care își notează astăzi. Chiar uite astăzi o să-i cumpăr lui Matias un carnețel și o să-i notez eu. Spui, la 18 ani, băi, nerecunoscătorule, tu știi am... câte lucruri am făcut? Ți-am luat și adică. Mai grămim și noi. Da. Băiețelul tău este născut în aceeași zi cu tatăl. Cu tatăl meu, da. Ferește, a fost ceva programat? Cezariană? Am născut cezariană, okay. Dar aveam termenul între 1 octombrie și 10 sau 18. Dar am avut niște probleme, am avut sarcină toxică, mi-a fost foarte rău și la un moment dat copilul s-a așezat unde nu trebuie și aveam niște dureri foarte mari. La mine s-a așezat pe fiere. Pe fiere, da, la mine și la fel. Și împingeam cu două degete și spuneam, mami, te la rog, mine a fost mus. Grav, la mine a, a fost nu, grav. Nu. Era ajuns pe la doctor, am zis că nasc dacă nu mă programez la timp. Și am avut termenul între 1 octombrie și 10. Și am spus domnului doctor, eu nu mai pot să stau până pe 10. Scoate-ți-l pe Matias. I-am zis, haide, oricum că tatăl meu este născut pe 1 octombrie. Hai să facem un tort dar în acea zi. Întâmplător. Nimic. Serios. Nimic nu e întâmplător. Și mă uit așa câteodată la cel mic, seamănă și cu tatăl meu. Dar Florin e reșinat după el, îi place, da, îl iubește. Cum să nu iubește foarte mult? Nu e normal. Și mă uit așa câteodată la el, e mic, de unde să știe cum este tatăl meu? E foarte mic. Are niște chestii identice. La fel ca, identice, așa e și da. Băiețelul meu cu taică mea. Ceva incredibil. Pentru că noi ne iubim foarte mult tații. A, da, probabil. Și l-am probabil transmis. Da. Bun, ai avut sarcină toxică, depresie. Știi cum e social media? Sarcină toxică, din câte am înțeles, mama mea a avut sarcină toxică. Nu știu dacă se moștenește lucrul ăsta, dar mi-a fost îngrozitor de rău. Deci nu știam ce să fac. Nu puteam să mănânc, nu puteam să beau apă. Doamne, ferește. Deci absolut nimic. Nimic. Eram, stăteam tot timpul în pat. Eram... Doamne ferește. Da, nu recomand sarcina toxică. Păi, da, adevărul e că ne și putem alege ce fel de sarcină să avem. Eu am optat pentru cea mai simplă. Doamne, nu. Nu știu ce a fost în capul tău să-ți alegi nu sarcina știu. Toxică. Nu știu, mă, să o aleg și pe asta. Doamne ferește, deci nu, sincer, era la reducere, nu? Ai zis păi, am găsit-o promoția. Cu 50% reducere și am zis să o iau. E important e că ești un copil sănătos și da, foarte... Da, mulțumesc lui Dumnezeu. E foarte sănătos și foarte deștept. Și îți dă knockout, știu, da, niște întrebări la care rămâi, ok, eu ce trebuie da, să vorbește, el vorbește da. În engleză, are 2 okay. ani și jumătate. Okay. Adică, na, oricum generația, ți-am zis, e total schimbată. Vreau să ne cânti următoarea piesă, la care cred că o să plâng eu. După care să-mi povestești despre tatuajul de pe mână, că nu mi-ai povestit și okay. Că se și leagă cu piesa și tocmai okay. Bine. Ne spui 2 cuvinte despre piesa pe care urmează să o cânti? Piesa Acolo Sus a făcut-o Speak. Și mulțumesc. Eu știu asta, da. Da. Pentru că s-a gândit la mine și m-am văzut la televizor și a spus, i s-a părut lui ceva, nu știu. Vorbeam despre mama mea și el stătea în pat, pur și simplu. Și s-a dus la calculator sau unde aveai și a creat piesa și m-a sunat. Acum vin, dar nu puteam să o cânt. Pentru că plângeai? Te înneca plânsul? Nu, da, eu nu știu, nu arăt niciodată. Dacă... Eu știu că ești introvertită, dar...
Da, aveam o chestie, aveam un nod aici. Da, da. Se spune că e frica, da, și faptul că nu poți să te deschizi, asta creează. Unii oameni au și probleme cu tiroida pe chestia asta, pe baza acestui fapt. Păi eu am probleme cu tiroida, serios. Am probleme. Deci dacă, Doamne ferește, pandemia ține mai mult, mă pot reprofila. Cine știe? Vreau să ne cânti piesa asta superbă, la care eu nu o să o ascult foarte mult, pentru că... Beti. Aceeași cameră singură în pat, urăsc momentul ce ne-a separat. Au fost prea multe de suportat, încă te aud, te văd de când tu ai plecat. Și mi-e tare, tare dor să mă alin, să mă trezesc lângă amândoi părinți. Îmi doresc să adorm, să te revăd, să fii iar aici. Te simt când nu mi-e bine, am nevoie de tine. Promit să fac tot ce mă ține, să te mândrești cu mine. Acolo sus, sus, unde îngerii te-au pus, te privesc zi de zi, chiar dacă nu ești aici. Acolo sus, sus, unde îngerii te-au pus. Tot timpul fac asta la piesa asta, că plâng eu, dar e liniștită, nu-i problemă. Timpul zboară repede și fata crește, stăpână pe decizii, fata trece peste. Am suferit prea mult, am învățat din tot ce mi-ai zis să fac, nu uit de unde am plecat. Și mi-e tare, tare dor să mă mai cerți, că n-am făcut ordine la mine în cărți. Te iubesc prea mult, îți mulțumesc că ai grijă de toți. Te simt când nu mi-e bine, am nevoie de tine. Promit să fac tot ce mă ține, să te mândrești cu mine. Acolo sus, sus, unde îngerii te-au pus, te aud când mă strici, chiar dacă nu ești aici. Acolo sus, sus, printre stele te-ai dus, ne privezi ai tăi copii. Acolo sus, yeah, acolo sus. Încă te simt aproape, nimic nu ne desparte, ne vedem acolo sus. Voi avea multe de spus. Acolo sus, 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 unde îngerii te-au pus, ne privezi de zi, mândră de ai tăi copii. Acolo sus, sus, printre stele te-ai dus, ne privezi de zi, mândră de ai tăi copii. De cap. Am cântat-o. Doamne ferește. Nu. Nu poți să o cânt asta, niciodată. Asta poți să o reciți, înțelegi? Deci că nu poți să o cânt lumea, adică e ok, mai ales... O falsez tot timpul. Dar nu, dar asta. Nici nu știu cum o cânt oricum, adică n-aș putea să o cânt nici două versuri, adică nu. Serios, n-ai, nu. Da, este foarte grea, este, adică ce pe un moment. Nu pot, pentru, și de ce, nu vreau să întristăm. Nu mă, da, băi, asta e viața, până la urmă nu rămâne nimeni pe pământ forever. Tot timpul când cânt melodia asta, am așa niște imagini în ochii mei, știi? Și... Da, 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 flashback-uri din... Da, și n-am cum să o, nu știu, să o termin. Să o termin, până... da, n-am cum. Da, da, da. Simt da. Tatuajul de pe mână. Tatuajul meu. Să știți că și Alex e foarte sensibil dacă începe el să plângă apă. Și are lacrimi în ochi și el. Pare rău. Deci să știți că putem să facem, dacă aveți nevoie de bocitoare, eu suntem aici. Și plus de asta, nu luăm buget mare. Eu că mă abțin foarte. Tariful e foarte ieftin. Da, cred că sunt... Ea e, cred că după ce se închid camerele, se duce și plânge în spate. Betty, am terminat emisiunea. E ok, mai stau puțin. Sunt foarte sensibil. Ei, na, ei, lasă-mă, că nu mi-am dat seama de zidul ăla, bă, vai, nu. Tatuajul, tot mama mea, da. Am vrut să-l fac foarte simplu, ca și cum ea este aici cu mine, lângă mine. Oricum este aici cu tine, da? Lângă tine.
fără păr, fără anumite detalii, doar chipul ei. Și este singurul meu tatuaj, am unul singur. Mi-e frică să mă mai duc, sinceră să fiu, pentru că îmi place foarte mult să-mi fac tatuaje și mi-e frică să nu... Să n-ajungi cu toată mâna, nu? Să nu mă mai văd în oglindă, da. Zi-mi, te rog, cum a fost pandemia pentru tine, pentru voi? Wow. Tatăl tău v-a afectat? Foarte tare ne-a afectat. Ne-a afectat și emoțional, mai ales emoțional. Ți-am spus, am probleme cu anxietatea. Încerc să mi-o controlez cât pot de mult. Faci terapie? Nu, și vreau să fac. Vreau să găsesc un psihoterapeut foarte bun să mă ajute ca să nu merg degeaba. Păi bune, păi sunt atâția. Vreau unul singur care să știe exact ce trebuie să facă pentru mine. Bine, probabil aberez. Nu, nu aberezi. Unul singur care să știe ce să facă pentru mine. Cu care să am, nu știu, să mă înțeleg, să mă înțeleagă, să... Ceva, oricum. Și încerc să maschez chestia asta cu anxietatea. Și știu că foarte mulți artiști au anxietate. Majoritatea. Toți, cred, nu doar artiști, oameni în general. Dar mai ales artiștii, pentru că aici se lucrează foarte mult cu sufletul, partea creativă. Da. Și pandemia, tot ce s-a întâmplat. Bat-o vina. N-a fost un lucru bun, bineînțeles. Dar trebuie să vedem și partea bună, pentru că ne-am dat așa un refresh. Eu n-am avut niciodată ambiția pe care o am acum. Și ar trebui să încep să lucrez mai mult la mine. Am stat și m-am gândit așa când stăteam în pat și nu aveam voie să ieșim din casă. Ce ar trebui să fac, care este planul meu, care este viitorul meu și mi l-am pus pe toate, pe foaie, cum s-ar spune. Și vreau să lucrez la mine, da? Adică am văzut și partea bună. Știi ce e minunat? Că poți să-ți dai seama că ai de lucru la tine. Sunt foarte, foarte mulți oameni. Am foarte mult de lucru. Că, nu mă refer la artiști, oameni, în general. Dom'le, eu sunt perfect, toată lumea e defectă, eu n-am nicio problemă, e despre ei, sunt niște fraieri, eu sunt perfect. Băi, eu când văd chestia asta, mi-e bine să mă dau capul de pereți, pur și simplu. Pentru că tot timpul, asta înseamnă evoluția, să stai naibii în oglindă, să te uiți, să spui, băi, eu ce pot să schimb să fiu mai bun, un om mai bun, mai mișto în profesia pe care avem multe de schimb. Multe, foarte în continuu. Nu. Dacă vrei să fii mediocru, n-ai nimic de schimbat, este perfect, totul așa cum este. Dar știi cum e? Nu cred că există perfecțiune. Dacă ar exista perfecțiune... Nu, clar, dar evoluție există. Cred că ar fi destul de trist, pot să spun așa, că nu ne-am bucurat de anumite lucruri în viața noastră și eu nu sunt perfectă deloc și am foarte mult de lucrat la mine, mai ales acum că a fost pandemia, este în continuare pandemie, și n-am mai cântat de foarte mult timp. Spre exemplu, când o să am primul concert anul ăsta sau nu știu când o vrea Dumnezeu, o să am emoții foarte mari. Pentru că e ca și cum aș fi cântat pentru prima dată pe scenă. Eu cred că doar crezi că o să ai emoții foarte mari, da, o să le ai și când o să urci pe scenă, cred că o să, după primele două minute, o să zici, oh my God, I'm back, știi? Ia uite. Da. Și e atât de mare impactul cu energia oamenilor. Da, și ți-am zis, niciodată n-am avut ambiția asta. Deci abia aștept să urc pe scenă și să fac show. Sunt piese pregătite pe viitor? Ai. Da, păi am ales să cânt aceste piese pe care le-am cântat mai devreme. Sunt printre primele mele piese pentru că eu mi-am dat un refresh și voi cânta cu totul și cu totul altceva și am zis, hai să le cânt. Astea sunt piesele mele de suflet. Spune-mi, te rog, Betty, voi ați făcut COVID și... Nu. Nu. Eu nu. Nu. Majoritatea oamenilor din familia mea, da, în afară de mine. Tu vorbești serios? Serios. Florin? Da, Florin. Cred că da. A avut și el. Și te-ai vaccinat? Ai de gând să te vaccinezi? Cum ești vis-a-vis de vaccinare? Vom fi nevoiți să ne vaccinăm. Pentru că, cum vorbeam, am vorbit și mai devreme despre artiști, despre noi, vrem să cântăm... Trebuie să ne vaccinăm, consider eu. Nu vreau să oblig pe nimeni să se vaccineze, Doamne ferește. N-ai cum să-i obligi pe oameni. Nu. E strict părerea mea și încă nu m-am vaccinat, dar vreau să mă vaccinez pentru că voi fi nevoită. Și trebuie să mă vaccinez. Și din ce am înțeles, la evenimentele foarte mari, trebuie. Nu vei mai putea intra dacă ești vaccinat. Nu. Soțul meu s-a vaccinat. El este vaccinat. Eu încă nu. Da. A avut de mult? Adică în urmă... Acum câteva luni bune. Și s-a vaccinat. Da, da, s-a vaccinat de COVID, de... Da, așa.
Eu am vrut să mă gândesc oarecum ce trebuie. Probabil că n-ai avut încredere la început, că ai stat. Am tot văzut foarte multe lucruri pe internet, da. Pe internetul, că... Internetul ăsta e, nu știu, e o nebunie totală, dacă mă întreb pe mine. Dacă ar fi, știi că s-a băgat vaccinul pentru COVID și pentru copii? Da, am văzut. Dacă ai avea un copil la 14 ani acum... Să aibă 14 ani? L-ai vaccina? Da, da, pentru că n-avem ce să facem. Trăim aceste vremuri și sunt anumite lucruri pe care trebuie să le respectăm, chiar dacă probabil noi nu vrem. Dar gândiți-vă și voi cei de acasă, pentru că nu vom mai putea să avem o viață cum aveam înainte. Da. Să ieșim afară, să mergem la un concert, să vedem un concert, să, nu știu, ceva, orice. Băi, adevărul e că lipsa asta de activitate și lipsa... Nu e bună. În alea trei luni, știi, prima oară când ne-am închis da, în casă? Da. Eu nu am ieșit din casă. Nici eu n-am ieșit, nici eu. Efectiv, am simțit cum mă duc cu capul treptat, rapid, în toate felurile. Eu am respectat foarte mult foarte regulile. Mult, mai ales tatăl meu fiind foarte bolnav, nu doream să eram izolată cu ei, nu. Și deci... mai ales când ai copii. Și când ai copii, nu înțelegi nimic. Deci nu înțelegi nimic și am evitat, deci nu cam, deci nu am primit vizite, da? Nu m-am vizitat cu vecina de vis-a-vis, cu care sunt prietena, adică nu n-am ieșit din Și eu la fel am făcut același lucru. Mă gândeam foarte mult la Matias, la copilul meu, mai la cei din familia mea. Adică n-aveam cum să risc asta. Ideea e informator că eu nu cred că mai putem să mai susținem psihic, atenție, încă un val, 4. Adică dacă noi nu ne mobilizăm cumva și nu punem umăr de la umăr să respectăm regulile și să facem tot pasul ăsta, mie mi se pare aproape imposibil ca oamenii să nu ia razna cu să ne uităm și la cei din alte țări. Ei deja au parte de anumite lucruri pe care noi încă nu le-am bifat. Da, exact. Și ar trebui să începem și noi ușor, ușor. Adică să ne gândim și la cei din jurul nostru și la noi, ca să avem acea libertate pe care o dorim. Pentru că dacă dorești libertate, trebuie să faci aceste lucruri. Da. Dacă nu, nu avem ce să facem. Cam asta este realitatea. Eu sunt o persoană foarte realistă. Foarte realistă, da. Și țin cu dreptatea, știi? Adică frate, când știu că e așa un lucru, trebuie și să... pe dovedite. Exact, cumva, băi, exact, exact. Asta e, nu faci adică asta, sunt uite. Sunt oameni care îți spun, oameni de încredere și la un nivel foarte înalt și deștept și cum vrei tu, care îți spun, n-ai ce să pățești, da, de la vaccin, da, mă refer. Da, da. N-ai ce să pățești, doar că avem noi o chestie, suntem foarte fricoși noi. Da, 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 da. Și ascultăm în toate direcțiile și nu niciodată... trebuie să ascultăm pe nimeni, trebuie să facem ceea ce simțim, cum am spus și mai devreme, nu oblig pe nimeni, eu spun doar părerea mea, faci ceea ce simți. Ca să ne întoarcem. Dacă vrei să ai o viață normală, ca înainte... Dar ce părere ai despre toate teoriile ale conspirației cu antenele 5G băgate, asta e ultima pe care am auzit-o, că ar fi antene 5G băgate în... ce mă? În sârmulița de la de la mască. Nu pot să cred. Nu știai asta? Ai, Alexandra mi-a spus-o și mie, nici eu nu știam. Asta e nouă, n-am auzit-o niciodată. Și că modifică ADN-ul vaccinul. Nu știu. Modifică, era să zic, tenul. Tenul? Bune. Oricum masca modifică tenul. Masca foarte tare. Foarte tare. Am probleme cu acnea din cauza asta, dar nu problem. Vreau să mă protejez și să fiu sănătoasă. V-am spus eu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut COVID până acum. Asta înseamnă că m-am protejat foarte bine și foarte tare. Păi, Peti, să știi că și m-am protejat atât de bine, dar am avut COVID. Adică... A spus, de ce nu s-a legat de mine? Înseamnă că e imunitate foarte bună. Măi, într-adevăr, că și pe la școală când mă duceam și era zăpadă afară, eu mergeam, ieșeam din sala de sport în colanți și mai eu și stăteam cam vreo jumătate de oră afară, nu stăteam în școală, stăteam afară până ajungea cineva să mă ia. Deci de acolo mi-am luat imunitatea. Serios? Ți-ai creat toți anticorpii. Da. Bă, până una alta eu zic să mai cântăm ceva. O să cânt eu acum. Yay! Dacă îți vine să te bagi, wake me up. Deci îmi pare rău că nu am putut să cânt piesa, v-am spus. Fii atentă. Vezi că eu lansez piesa cu Dorian.
Îmi pare rău, dar mai rău îmi pare bine. Așa că să nu-ți pară rău. De nimic. Atunci îmi pare bine. Îți pare bine, îmi pare rău, dar mai rău îmi pare bine. Uite-te și tu ce hal de titlu de piesă. O să vină în curând, că ai spus tu că îmi pare rău. Nu are ce să-ți pară rău, ai cântat superb. E foarte comun, asta e un lucru. Nu? Da. Da, păi tot timpul încercăm să găsim titluri de piese care să rămână. Da. Asta contează foarte mult, să știi. Foarte mult. Să rămână ceva. Să ai hook-ul ăla care să... Exact. Hai să cântăm o piesă pe care n-am mai cântat-o de mult. Unu ține sus toată lumea. Ne luăm vibe-ul. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey ends, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. That's fine by me. Și asta e pentru voi. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Asta e fix pentru pandemie. Wake me up when it's all over. Știți ce zic? Nu înțeles sus toată lumea acasă. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where COVID ends, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. That's fine by me. Mânuțele sus! Wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Mamă, ce vibe bun mie. Mă vedeam așa într-un la un concert în aer liber. Ce aveți? Ce aveți? No? No? Ia zi, cum? Cu o șapcă pe cap. Soare, fără ploaie, bineînțeles. Perfect, mă vedem. So wake me up when COVID ends, please call me. Va de genul. Acum în iunie tu și soțul tău împliniți 3 ani de căsătorie, este adevărat? A, da, de căsătorie, am zis că da. Măi, mai am na, ce faci? Ești, faci mai... Și? De căsătorie. Nu sărbătoriți? Aveți? Păi, pe întâi vrem să plecăm în Antalya. Vezi ce am ghicit cu tot copil? Nu, fără. De ce te simți vinovată? Tu nu știai. Acum spun și eu din situația în care mă aflu. Am înțeles că pentru un mariaj fericit și o relație de succes cu partenerul de viață, trebuie să ai concedii și cu copilul și fără copil. Pam, pam! Alexandra ne aplaudă! Așa este și să știi că... Ești fetelor, doamnelor, slash domnișoarelor, viitoarelor, mămici, soții și așa mai departe. Nu vă sufocați copiii că pierdeți bărbatul. Păi așa se întâmplă. De asta sunt foarte multe certuri, să le spun așa. Pentru că bărbații sunt ca niște bebeluși. Și dacă nu le dai lăptic cu praf și biberon. Oh, scuze, Alexa. Aproape că nu te-am văzut. Eu ia și cum ar fi numai Cătălin. Băieți după pupitru în partea cealaltă. Eu zic Cătălin, de când ne-am cunoscut, zic, eu nu am un plan să fac un copil abia la 29 de ani, 30 de ani. Am 20 de ani și mă vezi, am un copil de 2 ani și jumătate. Așa a fost să fie. Așa. Nu îmi doream. Adică îmi doream să mă distrez bine. Asta vreau să spun. Chiar dacă avem copilul, ne-am căsătorit, am făcut toate aceste lucruri,
pentru noi nu s-a schimbat nimic. Nimic. Nu, avem timp pentru noi. Ieșim tot timpul afară, plecăm în vacanțe. Mai e loc petrecem... de romantism, adică nu știu, Cătălin, e romantic, da, face foarte surprize. Foarte romantic, păi de-aia m-am îndrăgostit de el. Păi, tu nu înțeleg o treabă, hai că iar începem să bârfim și terminăm emisia peste două ore, dar e foarte tare. De ce bărbații ăștia te cuceresc, frate? Băi, Alex, ia, frate, că-ți mai pune și un microfon. Măi, de ce cuceriți femeile, vă aduceți flori la început, la 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 la, pac, pică, fraiera, ca să spun așa. Îmi place. Și apoi, spuneți, păi ce să-i mai aduc flori acum, că sunt cu ea de 3 ani, sau am mai auzit o chestie, mi s-a părut atât de urât, ce să mai descoper la ea, că ne știm de 5 ani? Păi nu știu, atunci, care-i treaba? Adică nu... Ba, dimpotrivă, întotdeauna femeia trebuie să o cunoști tot timpul. Dacă, dacă îi vezi și fața aia șasea care a ascuns-o la niciodată la nu vei cunoaște o femeie în întregime. Și în totalitate pot să spun, pentru că noi avem foarte multe lucruri mișto pe care oamenii ar trebui să le vadă, din punctul meu de vedere. Nu știu, femeia cred că e sfântă, acum o să-mi doară toți bărbații. Nu, 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 dar chiar nu. Femeia fără bărbat nu poate, bărbatul fără femeie nu poate. Da. Deci, drept urmare, luați flori mai des, știți ce zic? Și fiți mai drăguți. Nu înțeleg chestia asta. Da, nu știu, da. Mă bucur oricum să aud faptul că soțul tău este romantic și e că face surprize romantic după atâta timp. Eu nu sunt așa. Eu da, nu da, sunt foarte se completează siropas lucrurile da cumva. Eu dacă îi fac un compliment, e sărbătoare. Așa sunt eu. El s-a învățat, s-a obișnuit cu mine. Așa sunt eu. Adică nu sunt genul ăla de femeie. Nu, nu. Nu, dar și când îți spun te iubesc, îți spun din tot. Zici, Doamne, am mâncat stricat, ce-i cu ea astăzi, ce s-a întâmplat? Când îi spun te iubesc sau îi fac complimente, rămâne, adică scot niște cuvinte, la un moment dat zic, mi-au ieșit cuvintele astea. Mi-au ieșit, mi-au ieșit cuvinte. Zic, eu ar trebui să mă fac poet. Zic, pă bune. Da, mă, e foarte bine că vă completați. Voi vă creșteți copilul singur, nu? Adică tu nu crezi în bone din ce știu? Eu nu mi-am luat bonă. Mătușa mea mă ajută cu cel mic. Nu neapărat că nu cred în bonă. Eu cred, dar n-am încredere. Am văzut că există niște bone, dar n-am încredere în ei. Nu am încredere totală în... într-un om pe care nu-l cunosc. Și-ți lași copil? Să-mi las copilul, da. Dar am, nu știu ce să spun. E fiecare... fiecare alege pentru copilul. Și practic tău. Tu ești foarte implicată în creșterea foarte implicată, băiețelului tău? Foarte implicată. Păi și dacă ești așa implicată, când te mai implici în creșterea următorului copil? Aoleu, asta e tot timpul reacția mea. Nu-ți mai dorești? Ba da. Dar nu știi chestia aia, mă. Când erai tu tânără, mă rog, nu că acum, când erai tu copil, ce, o să te căsătorești, o să vezi, apoi ieși cu iubitul de nu știu câți ani, dar voi când vă căsătoriți? După care primul copil, dar voi când faceți uite, un copil? Uite, și încă o chestie pe care vreau să o punctez. La noi nu este nicio, cum să zice, regulă sau, nu știu, un obicei să te căsătorești. La mine, una, da, familia mea. Da. Să te căsătorești de mic copil sau nu știu ce. La mine așa vă să fie. Eu ți-am spus și mai devreme, eu îmi doream să fac copil abia la 30 și ceva de ani încolo și să mă mărit, nu știu. Așa vedeam eu, din punctul meu de vedere. Dar... Așa că ți-au ieșit toate planurile exact cum le-ai... Da. Cum le-ai văzut, au ieșit fix invers, ca să zic. Da, la noi nu. Noi suntem niște oameni normali, trăim cum trăiesc toți oamenii. Nu înțeleg. Sunt anumite. Deci, lucruri. Frate, soră, pentru Matia să mai așteptăm că așteptăm. Mai avem treabă și cu cariera. Așteptăm cu pentru că vreau să mă axez foarte mult pe carieră. Consider că nu am muncit atât de mult și că nu am arătat tot ceea ce vreau să arăt. Și apoi mai fac un copil. Hai că spun după aia. Vreau să-mi cânti ceva. Să ne cânti ceva. O să vă cânt un cover de la Rihanna. Ok. O piesă pe care... nu știu, eu sunt îndrăgostită de ea de când eram mic copil. Ai grijă cum vorbești în această emisiune, că mâine apar știri cu tine. Ești îndrăgostită de Rihanna. E o femeie superbă, bă, da, despre da, ce vorbim. Dar m-aș e căsătorit. M-aș îndrăgosti de ea, pe bune. Oh, Doamne. Da. Stay, da? Da. Hai.
was a fever. A course with heart and a believer. I threw my hands in the air, I said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. Take me away, I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. Round and round and round and round we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how I feel about. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way, I want you to stay. Uit mereu cuvântul acolo. The reason I hold on. This whole gone. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needs the saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. I want you to stay. Hey. I want you to stay. Scuze, te rog frumos, că astea live-urile... De stai, unde era? Nu? Stai... Era urmează și la mine un price text, stai să vezi. Cu un milion de versuri pe secundă. Oh, vai, and it takes me all the way. Gata, și-a reparat greșeala, ați înțeles? Și dacă era playback, nu se stai nicio greșeală, deci noi ne bucurăm de la... Bine, Betty! Aș vrea să ne vorbești un pic despre piesa cu tatăl tău, Bossy. Cum e Florin Salam la filmări, în studio? Wow! Cel mai tare, mi-a dat cel mai mișto vibe, o bune. Eu în momentul de față, atunci la filmări, mă consideram colegă cu el, nici de cum, fiica lui. Bro, auzi? Da, păi noi așa vorbim, nu știu. Și eu cu David la fel. Serios. Vorbim, bro. Bine, spune David, mama, nu mai spune bro. Acum, ok, și apoi să ai mai zi bro. E plăcut. Da, are o chestie. Lui nu-i place să îmbătrânească. Acum, îmi cer scuze, tată. Nimănui, cred că. Oricum, are o frică, are o teamă. Da. Și totuși reușește să-și păstreze așa... Spiritul tânăr, da, exact, fresh. Exact, e foarte fresh, mai ales la filmări. Acum, când am filmat cu el ultima oară, el era singura persoană. Eram super obosit, nu știu ce aveam, toată lumea de acolo, era o energie, da, se mai întâmplă câteodată. Și când a venit el, eram toți puși pe party.
A fost foarte frumos, a fost o experiență frumoasă, a doua experiență frumoasă din viața mea, pentru că am mai făcut o piesă cu tatăl meu, alături de tatăl meu, și vreau ca lumea să știe lucrul ăsta de la mine, toată lumea, că eu consider și știu lucrul ăsta de fapt. Eu nu cânt manele, pentru că am tot avut discuția asta și pe Instagram cu oamenii care mă urmăresc și m-au întrebat, tu ai început să cânti manele? Zic, nu, faptul că am cântat cu tatăl meu, tatăl meu, asta nu înseamnă că mi-am schimbat genul muzical. Da. Pur și simplu așa am simțit să cânt cu el și să facem un proiect. Și chiar a fost mișto prima piesă, Tăticul meu, Fetița mea, a fost plină de emoții și... Știu, da. Chiar a fost o piesă plină de emoții. Aș vrea să salutăm... Cum? Oamenii care, da, care sunt aici și sunt foarte, foarte mulți oameni, vreau să vă spun. Avem oameni din India care ne urmăresc. Mai arătăm un pic foaia ce. Londra, Turcia. Băi, fraților. Vedeți că vin în Turcia. Turcia, vedeți că vine. Eu am fost de două ori. Ce mai avem aici? Bangladesh. Wow, foarte mult. Da. E un scris aici, nu dau seama dacă e... Ce e asta? Okay, ori rusă, cred că este. Ceva. Oricum, vă mulțumim din tot sufletul. Vă mulțumim că ne urmăriți. Pentru toată susținerea. Stați un pic, că mi-a trimis Liviu Todorescu ceva. Vai, deci mi-a trimis Liviu să facem asta aici. Mi-a trimis invitația la nuntă. Sensoară pe 24 iulie. Doamne ajută, casă de piatră, Liviu. Liviu, ești în direct cu mine și cu Betty Blue, în emisiune și îți spunem casă de piatră. Casă de piatră, casă de piatră, ne vedem la nuntă. Uite de cum suntem noi. În august împlinești 21 de ani. Da. Ce mă simt bătrână. Ce facem? Ce se întâmplă? Băi, am vrut să-mi... glumesc. Doamne, glumesc. Nu, eu sunt mai glumeț așa, de fel. Cred că nu mai am serios nimeni. Voiam să fac o petrecere, o gypsy party. Așa. cu fel și fel de mâncăruri tradiționale, dar nu te gândi că mă îmbrăcam în fustă și... Și poți să faci ce vrei în petrecerea ta. Nu, voiam să fac anumite ținute. Da, gypsy party, dar fashion. Nu știu, foarte fashion. Foarte fashion. Da, foarte, știi? Foarte tare. Dar și trebuie să mă gândesc, da. Damian Drăghici mi-a dat ideea asta, soția lui. Și voiam să mă gândesc, pentru că voiam să plec și în vacanță cu prietenii mei. Am prieteni, Doamne, le mulțumesc. Ies cu ei și uit să-mi verific telefonul. Băi, cât de tare. Cel mai tare lucru ăsta e. Și tu și soțul tău, practic, rezonați cu același gen de oameni. Adică nu e ca și cum el e într-un cerc și ce zici și nu, și mă bucur enorm să înțelegem mai bine cu el, cu prietenii mei, decât cu ai lui. Ce tare. Da. Și voiam să plecăm în vacanță de ziua mea, dar să dau și o petrecere. Trebuie să mă decid, Amna. Vezi, dar vreau să ne distrăm, să dăm un party super, facem. Super, super, deci, super wow. Doamne, super, super wow. Fii atentă, înainte să plecăm din această emisiune, trebuie să-mi răspunzi repede de tot la un set de întrebări. Da? Ok. Ok. Cine-i bossii la voi în familie? Tu sau tatăl tău sau fiul tău? Până să se nască Matias, era tatăl meu. Deci, răspunsul este Matias. Completează versurile următoare, manele. Tu ești tot ce-mi doresc, tu ești? Sufletul și inima mea. Ok. Care e cea mai mare piramidă din Egipt? Cheops. Bravo! Îți place Egiptul, da? Foarte. Ești pasionată? Bun. Jennifer Lopez sau Beyoncé, pe cine preferi? Combo. Oi. Nu știu, e greu, Beyoncé. Ok. Jennifer Lopez. Eu zic la fel, ce-i cu tine? Ce cântec de leagăn îi cânti copilului tău? Și dacă poți să fredonezi un pic. Elefantul Cici și-a pierdut cipicii și acum plânge și cere frici. Unde sunt cipicii? Dă-mi înapoi. Hei, eu mă supăr tare și fac mușuroi. Fac ce? Bine! Mușuroi. Petița Alexandre ne ajută când suntem în impas. Mulțumim, ești cea mai tare. Doamne, concediu la leagăn, la leagăn, la mare sau la munte? Cântece de leagăn. Munte. Munte, de ce? Că e rece, că e așa? Îmi plac foarte mult ploile, îmi plac vremurile reci. Câteodată. Dar prefer muntele, e mult mai relaxat. Da? Mă relaxez mai mult acolo, okay. Da. Unghii lungi sau tocuri cui? Nici una, nici alta. Da, văd. Unghii scurte și Adidas.
Ce bine mă simt în Adidas și mei. Ah, Doamne, compromisul pe care nu l-ai face niciodată pentru carieră. Ui, am spus și asta pe Instagram zilele trecute. Dacă ar fi ceva să fac pentru familia mea, aș renunța la carieră. Dar dacă pentru binele familiei. Da, pentru binele familiei. Nu știu, s-ar întâmpla ceva. Răspund repede că zici că nu, sunt la nu, 40 de întrebări. Dar n-aș face niciun, nu știu. A, compromis. Compromis. Cred că orice ar fi nevoie, dacă ar fi să, nu știu... Ce nu ai face, ce n-aș face de dragul carierei. Adică să ieși cu un, nu știu cine, nu știu, să facă faimoasă. Nu cred că ai face asta niciodată. Nu, bun. Nu. Ce nume ai vrea să-i dai următorului tău copil? Dar te-ai gândit vreodată așa, măcar în glumă? Mi-am că dorit fată prima dată și da. Am vrut să-i pun Ines Nicol. Ines Nicol. Da, dar... mi-a dat Dumnezeu băiat și am pus Matia Ștefan, un nume pe care l-am ales eu și cu Cătălin, fără să ne consultăm. Poftim? Da. Cum adică? Eram în pat, mă uitam pe internet nume de băieței, nume de fetiță și am ales să am ambele variante, Ines sau Matias. Și în momentul ăla când am ales numele Matias, m-a sunat Cătălin, el era la birou și mi-a spus, m-am gândit la un nume. Și spune numele, jur. M-am gândit la un nume. Ce nume? Matias. Și zic, nu pot să cred. Doamne ferește, Doamne. Zic, nu Doamne. Pot să cred. Ăsta l-am ales eu, n-ai cum. Nu eu! Ba, nu eu! Și când zic, crește copilul. Ai pus vreo cameră, ceva, în casă. Mi-era frică la un moment dat cum am mutat cu el. Am zis, poate are vreo cameră ascunsă, vreun microfon. Și apoi tu, stai că n-am spus cu voce tare, că doar am citit pe Instagram, nu, n-am de spus. De fapt, era conexiunea dintre noi foarte puternică. Eu am crezut că e un microfon printre noi. Aoleu, Beti, care e cea mai bună piesă? Pe care o consider cea mai bună piesă? A mea? Da. A ta, în general, ce? Piesa care urmează. Piesa... Ne zici măcar cum se numește? Sau am voie, dar încă lucrăm la ea și... e puțin complicată situația. Se numește Puerto Rico. Îmi place de mult. Puerto Rico. Da, și nu mă las până nu lansez piesa. Păi, dar nu te lași pentru că trebuie lansată. Da. Vă vine să credeți sau nu, am ajuns la finalul emisiunii. Au trecut, ia uite cum au trecut 63 de minute. Mamă, domnilor, incredibil. Vreau să dorm aici. Dar oricum, a fost așa o ediție plină de emoție. Am și plâns, am și râs, am și cântat. Eu zic așa, că îmi doresc din tot sfatul să ne vedem cât mai repede la cafele, dar mai ales pe scenă. Și eu. Și pentru asta, cred că cel mai important este să ne vaccinăm un număr cât mai mare. Să ne vaccinăm și să începem să... respectăm regulile astea de care tot fugim. Exact. Știi? Și ne tot învârtim în jurul cozii, dar tot acolo ajungem oricum. Decât că ajungem mai devreme sau mai târziu. Asta e singura alegere de a ajunge. Da, trebuie să ne adaptăm situației și să ținem cont de anumite lucruri. Până una alta, noi o să ne vedem miercuri la ora 19 la o nouă ediție de la Coming Back to Life. Spune-le oamenilor, te rog, unde te găsesc? Pe Instagram? Instagram, Betty Blue oficial, pe TikTok is Betty Blue și pe Facebook, dacă vreți, eu nu mai folosesc Facebook. De ce astea două? Nu mai folosești Facebook? Nu, fii atentă că se întoarce Facebook-ul. Ia-l pe am bătrân văzut, înapoi, am văzut. Mai pune cât un story pe el. Mă găsiți pe Facebook, Betty Blue, nici nu știu ce poză am. Mă găsiți acolo. Băi, Betty, nu, deci stați să vă spun, ea face la mișto. De serios? Fapt, ea... fac iar. Deci, ea de fapt vă spune așa ca să vă ambiționeze și să vă facă curioși să, vă să intrați pe Facebook-ul ăla. Bine, eu sunt Amna, ne vedem pe Amna Music, ne vedem pe TikTok pe Amna, pe Amna cu bifă pe Instagram, să spun mor Alex, pe Alex Bârăcaba, pe Facebook, bătrânul Facebook, minunatul Facebook, dragul meu Facebook, acela cu bifă și vom cânta Price Tag, o piesă foarte, foarte dragă mie. Ne vedem miercuri la ora 19 la o nouă ediție la Coming Back to Life și vă spunem invitatul în cursul săptămânii. Beti, mulțumesc din toată inima. Și eu vă mulțumesc tare, tare mult. Yeah. Price tag. Și pentru că nu e doar despre bani în viața asta. Yeah. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left and everybody look to the right. Can you feel that? We're paying with love.
love tonight. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price, eh. Ain't about a cha-ching, cha-ching. Ain't about a bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price, eh. Yeah, yeah. La, 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 la. Hey! La, 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 la. Hey! Price, eh. Chantala ma sauce, hi! La 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 hey, la 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 hey, price la 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 la. Última hora. She, it's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about a price tag. Ain't about a hey, cha-ching, cha-ching. Ain't about a bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about a price tag. Vă mulțumim din suflet. Ne vedem miercuri la ora 19. Petre Năstase, vreau să-l aplaud astare de tot. Echipa Cat Music, invitata noastră de astăzi, Betty Blue. Aplauze, o găsiți pe Instagram. Alexandra, producătoarea emisiunii noastre. Alexandru Mișu, vă iubim. Vă pupăm.